sunt, deci am vorbit aici de calamități, vorbim de faptul că în urma procesului verbal realizat de instituția prefectului împreună cu comisia pe partea de situații de urgență, am întocmit și am creat o practică din acest punct de vedere, în momentul în care am avut situații de calamități în județul nostru, să venim în sprijinul comunităților noastre, deși această preocupare ar trebui să vină de la bugetul de stat, fiindcă nu avem resurse foarte mari la nivelul județului Brașov, dar într-o primă etapă pentru a putea să înceapă niște proceduri de achiziție pentru proiectare sau pentru reabilitarea anumitor zone, am încercat să venim și noi în sprijinul fiecarei localități care s-a confruntat cu astfel de situații.